La 9 octombrie 2007, deputații au adoptat proiectul de lege privind instituirea Zilei Învățătorului pe data de 5 iunie a fiecărui an. Această zi a fost marcată în acest an la Liceul Tehnologic de Marină printr-o întâlnire între cadrele didactice, elevi și liderii de sindicat, în cadrul căreia au fost discutate problemele cu care se confruntă învățământul gălățean. Directorul Liceului Tehnologic de Marină, gazda acestui eveniment, spune că își dorește concretizarea unui parteneriat între unitățile de învățământ cu profil tehnologic. Vom reuși ca toate liceele să ne unim, cele tehnologice, ca să putem realiza acel parteneriat adevărat, nu numai pe hârtie. De asemenea, directorul susține că cea mai mare realizare pentru liceul pe care îl conduce a fost introducerea școlii profesionale. O sărbătoare cu prilejul căruia pot să spun că ne mândrim toți cei care suntem cadre didactice în acest liceu, cu realizări deosebite, realizări care pot merge mai departe spre mai mult, și care de fapt au fost începute anul trecut în mod special cu școala profesională, școală care se pare că va face bine nu numai elevilor, ci și orașului Galați. Suntem pe malul Dunării, deci meseria de marinar a fost, este și va fi pentru gălățeni o meserie atractivă și care se pare că acum câștigă mult teren pe piața muncii. Ziua învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc, iar Ministerul Educației și alte instituții abilitate ale statului acordă premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor pentru merite deosebite. De asemenea, în toate unitățile de învățământ au loc manifestări menite să pună în valoare tradiția și împlinirile școlii românești. Datele de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației, și 5 iunie, Ziua Învățătorului, sunt introduse și marcate distinct în structura anului școlar 2013-2014, conform unei decizii luate la 3 iunie 2013 de Ministerul Educației și lideri de sindicat.